Discuții cu scântei pe marginea acordării de ajutoare financiare bugetarilor din municipiul Chișinău. Aleșii locale au aprobat astăzi un proiect de decizie prin care cadrele didactice și alți bugetari din municipiu vor beneficia lunar de un ajutor bănesc în sumă de 130 de lei în locul creșterii salariale. Având în vedere că noi avem un memorandum semnat cu Fondul Monetar Internațional, în urma negocierilor cu această structură internațională s-a ajuns la numitorul comun ca primăria municipiului Chișinău, în limita acestui sol disponibil, să aloce ajutoare sociale care să înlocuiască acea creștere salarială. Fracțiunea PLDM din Consiliu a cerut amânarea proiectului până primăria va găsi banii pentru majorarea de salarii a profesorilor. Consilierul liberal-democrat Ghenadie Dumanski l-a criticat pe primar că nu administrează eficient orașul. Municipalitatea are un buget deficitar de 217 milioane lei și datorii creditoare de 200 de milioane de lei, dintre care 80 de milioane numai la Termocom. Conform prevederilor legislației în vigoare, soldurile disponibile merg în primul rând la acoperirea deficitului bugetar și la achitarea datoriilor creditoare. Totodată, dacă s-ar lucra mai insistent și responsabil, s-ar găsi sursele necesare pentru o majorare durabilă a salariilor pedagogilor și nu pentru alocații bazjocoritoare pentru 5 luni, așa cum au fost calificate ele de către sindicatul de ramură. Nouă trebuie să ne dea înapoi statul, ceea ce ne-a luat, și anume 500 milioane lei, lucru pe care n-am văzut să-l promoveze nimeni, în afară de câteva persoane. Și în privința fondului monetar, aș putea prezenta și scrisoarea Ministerului Finanțelor, pe care eu n-am vrut să o prezint, pentru a proteja, dacă doriți, alianța pe care o avem. Dar într-o scrisoare respectivă scrie că este inadmisibil să facem ceea ce facem. Și eu am ascuns, am încercat, zic, băi, oameni buni, haideți să negociem. Și am negociat și am găsit numitorul comun. Ca acum să fim acuzați că nu facem ceea ce trebuie. Stimați colegi, lăsați campania pentru primăvara anului 2011. Până la urmă, decizia a fost adoptată de consilieri. Astfel, cadrele didactice, dar și bugetarii care au un venit mai mic de 1450 de lei, vor primi lunar un adaos la salariu de 130 de lei pe o perioadă de 5 luni. De ajutoare vor beneficia peste 20.000 de persoane.